Salutare tuturor! Numele meu este Claudiu și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre patru metode prin care poți să faci. Bani online fără nicio investiție, fără experiență, pur și simplu trebuie să începi aceste metode ca să poți să generezi bani pe internet. Eu fac bani cu aceste metode, cel puțin cu câteva dintre ele. Majoritatea banilor pe care generezi din aceste metode sunt în venit pasiv și o să vedeți imediat cum funcționează aceste metode. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru că mă ajută foarte mult și lăsați un like la acest videoclip dacă credeți că vă este de folos. Să știți că am lăsat cele mai bune a, metode de a face bani pe internet le-am lăsat la sfârșit. Și o să începem cu prima metodă a, care se numește a, Fotolia. Dacă mergem pe Google și a, căutăm Fotolia, o să dăm jos aici de tot și o să, o să vedem a, acest, acest website, fotolia.com. O să apăsăm pe acest website, o să intrăm pe el și aici pur și simplu poți să îți vinzi a, Poți să-ți vinzi pozele tale, da? Poți să-ți faci poze la, nu știu, la animale, de exemplu, cum este această poză cu iepurașii ăștia. Poți să faci o poză de genul ăsta pe telefonul mobil, să o editezi, să adaugi, nu știu, umbre, tot felul de chestii, să editezi poza pe telefonul tău și să o vinzi pe acest website, da? Deci nu îți trebuie, nu știu, vreun aparat de, de fotografiat de, de profesioniști sau ceva de genul ăsta, pur și simplu poți să faci bani folosind telefonul tău mobil, doar că o să trebuiască să editezi pozele tale în, în Photoshop sau cred că sunt diferite aplicații gratuite care te lasă să îți editezi pozele direct pe telefonul mobil. Deci asta este o metodă destul de simplă de a face bani. Poți să faci poze random la orice vezi tu, să zicem că, nu știu, ești în vacanță într-un oraș, nu știu, străin și... Ai văzut ceva ce ți-a plăcut, da? Poți să faci câteva poze despre chestia aia, să le, le postezi pe website-uri ca și Fotolia și o, atunci când cineva o să vadă și o să, o să aprecieze la fel cum ai apreciat tu peisajul sau ce sau ce, la ce ai făcut poza. O să cumpere o să cumpere poza ta dacă îi place, îi place poza pe care ai ai făcut-o. Deci este o modalitate destul de simplă de a face bani, o modalitate destul de pasivă, dar pur și simplu postezi poze și aștepți să, și aștepți persoanele să le cumpere și să faci și să faci bani în chestia asta. Um, a doua metodă este să facem bani pe Digistore. Da? Eu folosesc Digistore uh, să promovez produse de pe Digistore pe contul meu de Vocal. Da? Cred că am mai vorbit despre, despre chestia asta. Vocal te lasă să promovezi produse uh, de genul ăsta, produse digitale. Da? Uh, de exemplu, um, eu dacă mergem la nu la Marketplace, mă rog, nu știu exact unde trebuie să mă duc, la affiliate, affiliate Partnership, pe partnership, a parten partnership. Uh, iar eu promovez este asta. Nu pot să dau click pe ea. Mă rog, uh, o să trebuiască să găsești un produs pe care um, îți place ție să, nu știu, să, îți, îți place ție și să îl promovezi în articolele tale de pe Vocal, da? Pur și simplu poți să lași și, nu știu, linkul tău la mijlocul articolului, la începutul articolului sau la sfârșitul articolului. Poți să, uh, să postezi diferite uh, poți să postez diferite produse, de exemplu, um, eu de obicei vorbesc despre, nu știu, affiliate marketing și despre afaceri și chestii de genul ăsta, deci o să mă duc la, um, o să mă duc la um, education, nu știu exact dacă ea este aici, nu cred că este aici. Marketing este, nu mai țin minte unde era, ăla. aici ar trebui să fie. Și aici puteți vedea mai multe mai multe produse pe care puteți să le vindeți. Da, de exemplu, dacă sunteți, nu știu, dacă sunteți interesați despre a face bani cu email marketing, da, puteți să scrieți articole în această nișă, în email marketing, să învățați persoane cum să facă bani cu email marketing și poți să alegi un produs de genul ăsta, după cum vedeți, eu sunt parteneriat cu acest, acest, acest produs, da, acesta este produsul pe care eu îl îl promovez și ăsta este linkul meu de afiliere, da când cineva dă click pe acest link, o să-l ducă pe pagina asta și o să vedeți imediat cum arată pagina asta. Da? Cam așa arată pagina. Uh, și acest, uh, acest, acest, produs, da? acest produs costă 47 de dolari. Uh, 47 de dolari pe lună. Da? Deci este un, un, uh, un program cu, cu abonament, da? uh, Iar eu primesc, uh, primesc undeva la uh, 50% din, uh, din, din banii ăștia, da? Deci este un produs destul de ok Și de ce am ales Vocal să promovezi, să facă affiliate marketing pe Vocal? Pentru că Vocal, um, ei se ocupă cu tot, da? De exemplu, dacă vrei să îți deschizi propriul tău website și să faci affiliate marketing O să fie mai greu pentru că o să dureze ani de zile până website-ul tău O să înceapă să primească trafic de pe Google, da? Dar Vocal, fiind un website deja stabi, stabil pe, pe, pe Google, da? Um, primește mult mai mult trafic și um, Vocal se ocupă cu tot cu tot marketingul, da, adică ei îți promovează articolele, ei au proprii propriile lor, nu știu, um, propria, propria lor um, audiență, da, unde uh, promovează conținutul lor de pe de pe website și ai șansă ca um, ai șansă ca articolul tău să devină viral pe Google și în felul ăsta tu o să faci bani, uh, nu nu doar din affiliate marketing, dar o să faci bani și din din reclamele de pe de, pe, de pe Vocal și o să faci bani și din affiliate marketing. Da, deci de, o să o să faci bani de două ori dacă um, alegi să faci bani, um, alegi să faci affiliate marketing prin Vocal. Cam așa arată Vocal, poate sunt persoane care nu știu despre ce e vorba. Ăsta este Vocal.media, da? vocal Dacă căutați pe pe Google, puteți vedea că ăsta este profilul meu și am 103, 103 articole pe acest, pe acest, website. Nu postez foarte mult pentru că nu am timp, dar postez o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână și de fiecare dată când postez pe acest website, postez linkuri de afiliere în toate articolele mele. Încă o metodă de a face bani este Medium, era imposibil să fac un videoclip și să nu vorbim de Medium, este aproape sfârșitul lunii, mai sunt două zile, da, astăzi și mâine um, și o să vă arăt imediat cam câți bani mi-a făcut, uh, mi -a făcut acest, uh, acest cont. Am, uh, cum am spus, dacă nu știți, uh, aveam trei conturi, acum am rămas doar cu două conturi pentru că um, uh, încerc să renunț la unul, tot mai postez pe el, dar postez foarte puțin, nu știu, postez poate de 2-3 ori pe săptămână, um, dar am două conturi unde mă concentrez maxim. Da, și probabil de asta nici nu am postat, nu am mai postat videoclipuri foarte des pe, pe YouTube, pentru că vreau să cresc aceste două conturi uh, și să facă cel puțin măcar 1000, 1000 de 1000 de dolari pe lună aceste conturi, da? Adică fiecare cont să facă 1000 de dolari uh, pe cont. Uh, contul ăsta până acum a fost destul de profitabil cel puțin luna asta. Uh, și dacă dau pe partner program, să dureze ceva timp să se încarce. Ok, s-a încărcat și puteți vedea că am, am fac 100 de dolari din, din membership, da? adică persoane care s-au înregistrat folosind, folosind linkul meu. Dacă dăm aici la audiență, puteți vedea că am 48 de membri. Da? Luna asta am primit 21, luna trecută am primit 18. Da? Deci 40, 48 de membri uh, care s-au înregistrat folosind, uh, folosind, folosind link-ul meu uh, și au cumpărat uh, membership folosind linkul meu. Dacă mergem înapoi la, la dashboard-ul meu și dăm aici click, puteți vedea cam câți bani am făcut în luna asta um, pe medium, da, deci pe medium până acum am făcut luna asta, am făcut 913 dolari, facem undeva la 30-35 de dolari 40, da, maxim 40 momentan, da, momentan, deci facem undeva la 35-40 de dolari în fiecare zi și nu cred că ajung la 1000 de dolari luna asta, nu cred, imposibil, poate vreo 990, cred că ajung la 990, dar nu cred să ajung la. 1000 de dolari sau poate chiar mai puțin, habar n-am, 950, poate, nu știu, nu știu exact câți bani o să fac uh, luna asta, dar este o sumă destul de frumoasă și dacă reușesc să îmi cresc și celălalt cont și să facă suma asta de bani pe medium, uh, cred că e ok, uh, adică să faci aproape 2000 de euro aproape am venit pasiv, mă rog, nu e venit pasiv pentru că lucrez foarte mult la, la contul ăsta pe Medium, de asta nu am mai postat videoclipuri pe YouTube pentru că mă concentrez foarte mult pe pe acest, pe acest cont creez foarte mult conținut pe acest cont și îmi ia destul de mult timp, adică, nu știu, încerc să scriu cât mai multe articole cât mai multe articole pot dar, nu știu, încep să începe să devină, nu știu Uh, nu știu, în fiecare zi scriu din ce în ce mai puține articole. Uh. Poate ați văzut că uneori, nu știu, dacă vă dați pe profilul meu, uneori puteți vedea că sunt articole la scurtă durată între ele, da, de exemplu, am postat un articol acum 20 de minute, și am mai postat încă un articol acum 19 minute, da? De obicei, acele articole sunt articole care sunt refuzate de diferite publicații, da, pentru că așa faci bani pe Medium, trebuie să fii acceptat în diferite publicații, da, cum ar fi de Startup sau Better Marketing. Um, aceste website-uri, Illumination, Illumination o să te ajute cine știe ce, dar dacă vrei să faci bani, da? dacă vrei să faci bani, o să trebuiască să postezi în aceste publicații, da? cum ar fi uh, Better Marketing, ăsta este unul dintre ele și ăsta este favoritul meu um, și este condus de, de um, noul deținător al, uh, al mediumului. Da, Dacă nu știți, uh, uh, Medium are un nou... Uh, CEO, da? Este Tony Stubblebine, Stubblebine, sau, mă rog, un nume cam ciudat, dar el este noul, noul noul șef la Medium uh, și puteți vedea cam ce articole acceptă el pe Better Marketing și cred că este și numele meu pe aici, da ia uitați, el este aici. Am postat și eu acum un articol, acum două zile am postat un articol în, în Better Marketing și durează foarte mult să fie acceptat, dar cel puțin atunci când postezi prima dată îți spune că o sudereze până la o săptămână. La fel și pe The, start, de, pe, pe the Startup, dacă dăm la Publications dar puteți vedea că sunt scriitor în toate aceste în, toate aceste, uh, în toate aceste, uh, publicații, da? Uh, încă nu am fost acceptat pe, pe The Startup pentru că nu știu, nu știu exact ce fel de articole vor ei, dar E foarte greu să postezi într-o publicație, da? Și dacă vreți să faceți bani pe Medium, trebuie să postați în aceste publicații, da? Încă aștept un răspuns de la această publicație, Entrepreneur Handbook, pentru că am trimis un articol. A da, și încă o chestie, atunci când începeți prima dată să nu începeți, să nu trimiteți mai mult de un articol, un articol pe zi sau un articol până nu știu, așteptați până un articol vă este acceptat, după care mai trimiteți, mai trimiteți un articol. Încercați să nu trimiteți foarte multe articole deodată. Um, The Startup, ăsta este un, un, o publicație foarte bună care o să îți asigure foarte mulți bani dacă ești acceptat în această publicație. Deci, majoritatea articolelor care apar pe um, pe profilul meu. Uh, uneori când apar unul după altul înseamnă că un, un articol din uh, un articol nu a fost acceptat într-o publicație sau ceva de genul și pur și simplu l-am postat pe profilul meu. Uh, dar uneori um, ai o șansă ca articolele care sunt refuzate să îți facă mai mulți bani. Deci Medium a fost destul de profitabil luna asta pentru mine. Încă o metodă prin care poți să faci bani și prin care fac bani momentan, puteți vedea că luna asta am făcut 34 de dolari, este Redbubble, da? Deci pe Redbubble pur și simplu postez diferite poze, diferite, diferite peisaje, diferite uh, poze editate, da? Puteți vedea am ce poze editate poți... Asta, astea sunt făcut de mine, ba, am uitat, <laughs> am uitat. Uh... Da, deci practic ei știu, o să spuneți eu, copyright, copyright, nu e copyright, pur și simplu ei poze de pe Pinterest sau de pe Google sau de pe internet, le editezi, da, să le faci, nu știu, să, să le faci un fel de creație proprie și după le postezi pe Redbubble, da, contul ăsta are peste, cred că are 600, 6 designuri, nu știu exact, da, am 6 628 de designuri și uh, contul ăsta este din 2022 și din 2022 contul ăsta mi-a făcut bani aproape în fiecare zi. Da. Um, am făcut aceste designuri cred că în 2-3 săptămâni în 2020 și de atunci nu am mai postat pe pe acest uh, pe acest, pe acest, cont Dar acest cont încă îmi face bani în fiecare zi da? Și am, am spus într-un videoclip că îți trebuie undeva la 10.000 de designuri Ca să poți să faci și 1.000-1.500 de euro pe lună um, dacă puteți să creați atâtea designuri pe, mă rog, puteți crea, dar nu știu, de exemplu, dacă, nu știu, ești consistent, dar și faci în fiecare, în fiecare zi câte, nu știu, 10, 20 de designuri și le postezi pe acest, pe acest website timp de, nu știu, jumătate de an, un an, cred că poți să ajungi la numărul ăsta de design-uri și poți să, după ce ai făcut chestia asta, o să faci un venit, un venit destul de frumos în fiecare lună și după care, după ce ai ajuns la numărul ăsta de designuri, poți să te oprești pentru că tu o să continui să faci bani din, din magazinul tău fără, ca să, fără să faci absolut nimic. Băieți, cam astea au fost metodele de astăzi. Sper că v-au plăcut. Dacă v-au plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu și nu uitați să lăsați, să lăsați un, un like și un comentariu să mi spuneți ce credeți despre aceste metode. Ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!